Oare ce ar trebui să avem ca să stăm liniștiți că vom fi acolo? Dacă în seara aceasta am dau un cupon și am întrebat, tu ai fi acolo dumneavoastră, ce ați scrie pe el? Dacă ai scrie da, în baza cărei realități răspunsul ar fi da? Oricum, dacă Domnul ar veni în seara asta și seara asta ar fi ziua aceea, el nu are nevoie de registru membral a niciunei biserici. Pentru că el vine cu propriile lui registre. Vor fi deschise cărți și o să rămânem încremeniți în ceasul veșniciei. Cât a contat un gând, câtă greutate pot avea cuvintele, mai ales că noi știm că din Vorbele noastre, din cuvintele noastre, suntem scoși cu vină sau fără vină. Aș vrea pentru condiția mea să citesc un psalm în seara asta și să ne uităm de ce am avea nevoie să spunem trei lucruri de fundament care califică o viață încununată. Uitați ce zice Psalmul 123. Psalmul 123. La tine îmi ridic ochii. La tine care locuiești în ceruri. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor și ochii roabei la mâna stăpânei ei. Așa se uită ochii noștri la Domnul Dumnezeul nostru până va avea milă de noi. Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, că suntem sătui de dispreț. Ne este sătul sufletul de bat jocurile celor îngânfați, de disprețul celor trufași, zice Domnul. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea Ta. Recunoaștem toți că despărțiți de tine nu putem face nimic. În seara aceasta n-am vrea înțelepciunea oamenilor, ci am vrea înțelepciunea care vine de sus. N-am vrea un cuvânt al nostru, ci un cuvânt venit din cer. Doamne, ajută-ne în smerenie să ne așezăm la picioarele Tale, să Te auzim vorbindu-ne ca Maria de mult. Cercetează adunarea, Doamne! și dă-ne o hrană potrivit cu nevoile noastre. Te rog, Doamne, treci dincolo de condiția noastră umană, de limitările noastre și arată-ți puterea și slava. Amin. Tu care zici și se face, poruncești și ce poruncești Tu, ia ființă. Doamne, te rog, lasă seara aceasta să fie o celebrare a puterii cuvântului Tău Amin. între noi. Ne smerim înaintea Ta. Bine, cuvântăm numele Tău mare, Tatăl nostru din ceruri. În numele Domnului Iisus Hristos te rugăm, ascultă-ne și rămâi cu noi. Amin. Vă invit să vă așezați. Seara aceasta este valoroasă prin simplu fapt că ne-am adunat. Într-o lume dezbinată să ai o adunare nu este de aici, de acolo. Și când adunarea este în numele Domnului, atunci, nădejde este garantată. Ne rugăm în seara asta, Dumnezeu să vorbească inimilor noastre. Amen. Și în vacarmul generat de miile de voci de astăzi, să auzim șoptirea blândă a Duhului lui Dumnezeu. Amen. Și dacă ai venit. Indiferent de rațiunea pentru care ai venit, te binecuvântăm în numele Domnului. Pentru că, indiferent de motivația pentru care ai venit, știu care este gândul lui Dumnezeu cu privire la tine și la mine. Că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Și mizez în seara aceasta pe bunătatea lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care încă își manifestă îndurarea peste adunare. Și tocmai de aceea. S-a și citit psalmul 95. În esență, psalmul acesta spune că închinarea noastră este pe măsura Dumnezeului căruia ne închinăm. Invitația de a ne smeri, de a ne închina, de a pleca genunchiul, de a ne bucura, nu-i fără argument. Și psalmistul zice în psalmul 95 că Domnul este un Dumnezeu mare. Un Dumnezeu mai mare decât toți Dumnezeii. El ține în mână adâncimile și vârfurile munților sunt ale lui. A lui este marea, el a făcut-o și mâinile lui au întocmit uscatul. De aceea, închinarea oricărei adunări și închinarea oricărei persoane este pe măsura grandorii Dumnezeului căruia se închină. Când ai un Dumnezeu mic, atunci nici nu cânți când îți cântăm și nici nu bocești când jelim. N-ai chef de nimic că închinarea ta, a dumneavoastră, a mea, este pe măsura Dumnezeului căruia ne închinăm. Și am observat că avem o tendință extraordinară. Ni se pare că al cinsti pe Dumnezeu e prea puțin și atunci ne-am introdus și noi în scenă. Și vrem cumva să avem rolul nostru, dragii mei, noi nu avem niciun rol. Trebuie să ne asumăm statutul de vremelni sub soare, de niște robi care am făcut ce eram datori să facem. Nimeni n-ar trebui să-i curteze mireasa lui Hristos. Când cineva îndrăznește să-i curteze mireasa, adică să atragă simpatia miresei spre sine, să devină idolul adunării, cel care are cel mai multe vizualizări pe internet devine vedeta tuturor, dragii mei. Asta e o acțiune de infidelitate, vei intra în conflict cu mirele. Pentru că în deruta psihică care o ai și spirituală, tu încerci să-i curtezi mireasa lui. Mireasa va rămâne a mirelui, dragii mei. Mirele a început lucrarea aceasta și el o va desăvârși. Nu încerca să furi ce nu este al tău. Rămâi un rob. De aceea psalmistul zice, la tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri. Care ar fi un lucru, o necesitate absolută pentru ca să ne dăjduim în țara aceea de sus, să ne dăjduim în vremea aceea? Mai întâi, dragii mei, o focalizare corectă, o concentrare corectă. Mintea și inima trebuie să ne fie îndreptată spre Dumnezeu. Mă rog în săptămâna aceasta, în zilele acestea de evangelizare, să nu îngăduiți nimănui să vă capteze atenția, să vă curteze. Lăsați-vă curtați de Dumnezeu, dragii mei. Îmi ridic ochii spre Dumnezeu, dar ce are Dumnezeu? Și cine e Dumnezeu? Este un text în Biblie, în Luca capitolul 9 cu versetul 23. Este o chemare pe care o face Domnul. Și Domnul zice, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Întrebarea logic, deductivă de aici este, dar de ce am vrea să vinem după tine? Cine ești tu ca să venim după tine? De ce ne-am îndreptat privirea înspre tine? Este atâta zgomot în jurul nostru, Tocmai de aceea ai generat uh, scenariul acesta, infernul acesta, ca să nu mai privim înspre Dumnezeu, dragii mei. Tot felul de circuri mediatizate, dragii mei, nu-ți lăsa privirea atrasă de la Domnul Isus Hristos. Apostolul Pavel face o afirmație în Filipeni, în capitolul 3, zice, Eu fac un singur lucru, uitând ce în urma mea, mă arunc spre ce este înainte. Dar ce e înainte? Înainte e premiu. Înainte e premiu. Și de aceea psalmistul spune, o primă necesitate este să rămânem focalizați, nu pe păstorul adunării, nu pe cântăreții adunării, deși mi-a plăcut extraordinar. În primul rând mi-au plăcut cântările și doi, mi-a plăcut că n-ați predicat între cântări. Ați înțeles că eu sunt predicatorul. Este chestia aia care mă deranjează teribil cu comentariile alea mai lungi decât cântările. Nu se mai gata până ne spune: Lasă că urmează predica, tu cântă. I-am spus unui cântăreț în umbletele mele, dragul meu, tu când vrei să zici ceva, cântă. Că dacă te oprești din cântare, e plânsul și scârnirea dinților. Seara asta nu-i despre mine. Seara asta nu-i despre dumneavoastră, nici despre dumneavoastră. Seara asta e despre el. Și psalmistul zice, ridic ochii spre Dumnezeu, spre Dumnezeul acela care locuiește în cer. O focalizare corectă. Lumea noastră, generația noastră, este marea perdantă a vremii, pentru că ne-am defocalizat atenția de pe Hristos. Am început să creiem circuri pentru că plăcerea a devenit un criteriu de estimare a realității. Noi nu suntem interesați de duhovnicie, ci am fost interesați dacă ne cade bine, dacă ne simțim bine. Așa că am cântat ca să ne simțim bine. Vreau să vă spun că frații toți n-au cântat ca să umplă timpul până la șapte. Nu, s-au închinat. S-au închinat prin cântare. Și de aceea nu o să alegem cântările care ne plac, ci alea care le onorează. Închinarea nu-i despre plăcere îi tocmai despre moartea mea și înălțarea lui, îi despre jertfă și în jertfă sunt interesat nu ce îmi place mie, ci ce i place lui. Așa că au apărut printre noi tot felul de cente, tot felul de locuri unde oamenii se simt bine, dar nu-i vorba despre binele nostru, dragii mei, e vorba despre el. Adică, îi cântarea aceea pe care m-au învățat bunicii, sunt un bulgăr de nimic, sunt un strop de roan în soare și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Când nu se vede în baia mare, dragii mei, întrebați-vă dacă nu cumva le eclipsați, să-l umbriți. Vă rog să aveți mare grijă. Starea asta nu dobândim nativ, o dobândim numai atunci când se întrupează Hristos în noi, când ochii noștri spironiți înspre destinația finală, înspre Dumnezeu. Când te uiți la El, devii mic, când te uiți la tine, nu mai încape nimeni de tine. Seara asta, pentru toți frații, pentru toate surorile, mesajul este acesta: o concentrare, o focalizare corectă. Ochii, privirea la el, nu la spectacol. Zilele astea nu sunt despre spectacol. Zilele acestea sunt despre grandoarea lui Dumnezeu. El este cel mai frumos, spun fiii lui Core. Am stat și m-am întrebat, oare de ce fiii lui Core au intervenția asta în psalmi? Din pricina unui istoric păgubos, care l-au în arborile lor genealogic, în vremea călătoriei spre Canaan, trei căpetenii din națiunea lui Israel, Core, Datan și Abiram, au generat o revoltă. Este tipul acela comportamental care în numele Sfințeniei rupe o biserică. Și s-au dus cu următorul mesaj, la Moise, numai tu ești sfânt, tot poporul e sfânt. Zice, dacă nu ne-ar durea de biserică, crezi că am rupe biserica, dragii mei, când îți pasă de biserică, te sfâși pe tine, nu pe alții. Nu ne călca pe noi în picioare, calcă-te pe tine când te doare de biserică. Și Dumnezeu a făcut o judecată în vremea aceea și au murit Core, Datan și Abiram fără prohod din mormântare. I-au înghițit pământul deodată, pe Datan și Abiram le și familiile și tot ce aveau. Fiii lui Core rămân. Și ce zic fiului lui Core peste viacuri? Fiului lui Core spun cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic. Deodată aflu un principiu că din prisosul inimii vorbește gura. Este o vorbă românească, zice, e rău de gură, dar apoi are o inimă, Na, asta e numai românească, nu-i dumnezească. Nu, așa e inima cum e vorba. Lauda mea, cântarea mea de laudă este pentru împăratul, el este cel mai frumos. Dar de unde ați ajuns la concluzia asta că trebuie să rămâneți focalizați pe imaginea lui? Numai când îl vedem pe el rămâne mici de nu-l vedem pe el, ne vedem pe noi și apoi să naște narcisismul. Narcisismul, zice cel puțin mitologia greacă, zice că narcis ăsta îndrăgostit de propria persoană, că asta e narcisismul, a murit înecat într-o fântână că și-a văzut chipul și s-a îndrăgostit de el atât de tare. Și unii oameni sunt atât de îndrăgostiți de ei și Core a fost îndrăgostit de el. Fiii lui Core au rămas și ne-au spus peste ani, nu mai vrem cântarea de laudă să fie pentru noi. Nici evangelizarea n-am vrea să fie pentru noi. Am vrea să fie o laudă pentru împăratul și laudă asta să străpungă inimile fraților și prietenilor. Și seara asta când mă duc acasă să mă duc cu el și să spun de fapt totul e despre el, nu-i despre mine, nu-i despre neamul meu. Când nu se întâmplă asta, dragii mei, se întâmplă tragedii. Cântarea mea de laudă este pentru împăratul, el este cel mai frumos, o focalizare corectă. Dumneavoastră unde vă uitați? Nu știți că unde privim, acolo ajungem. Ce vă zicea cel care vă învăța să mergeți pe bicicletă, vă susținea de șaua bicicletei, ce vă spunea o chestiune incredibilă pentru dumneavoastră atunci? Ce zicea cel care vă ajuta? Uită-te în față. Ei, uită-te în față, zicem noi. Îmi dau eu roata pe povestea lui? Cu toate acestea, ăsta era secretul. Să-ți poți ridica privirea din humă, și să te uiți la linia orizont. Când ai reușit să te uiți acolo, atunci a scoți un chio de biruință. Că seara asta, tu dacă nu te vei uita la el, nu te poți birui pe tine. De aceea trebuie să ne uităm la el ca să ne putem birui pe noi. Să abdicăm de la statutul de cei mai extraordinari din Baia Mare, să abdicăm de la statutul de nu știu care predicat-o, nu știu care cântăreț, dragii mei, să, 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 renunțăm la noi înșine, zice Apostolul Pavel, că toată viața, mea m-am luptat, lupta aceea bună. Dar care e lupta aceea bună? Lupta aceea bună e lupta cu mine, cu euul meu. Dacă seara asta reușești să te uiți la Dumnezeu și să te birui pe tine, vei fi marele câștigător. Dacă însă vei continua să privești la tine și să-ți dai calificative și să spui ce grozav și ce lucrător și ce, și ce, om religios ești, atunci vei fi marele perdant. Este o fată în istorie, este singura fata lui Iacov, a patriarhului Iacov, Dina. N-aș vrea cineva să se simtă incomod acum dacă o cheamă Dina. Numai că Dina, fata lui Iacov, la întoarcere din Padan Aram, spre Mesopotamia, țara lor de baștină, spre Canaan, și apoi din Mesopotamia spre Canaan, când au ajuns în Sihem, a avut o dorință. Cineva m-a întrebat, o mamă, m-a întrebat frate Marcel, dar scrie cu subiect și predicat că uh, s dus să vadă cum să îmbracă fetele țării? Și am zis, nu scrie cu subiect și predicat, dar scrie că ea s-a dus să vadă cum fac fetele țării, să le vadă pe fetele țării. Dacă scria că unul din băieți s-a dus să vadă fetele țării, atunci interpretam altfel dorința lui, dar s-a dus o fată să vadă fetele țării. Și de ce să uită o fată la altă fată? Și ce vrea o mamă pentru fată ei? Să aibă o rochie la nuntă care nu mai are nimeni. Să știți că numai în România e boala asta. E o bolă incurabilă. Noi, când mergem, dumneavoastră, când mergeți la o nuntă, vreți să vă faceți o rochie, deși mai aveți 10. Eu m-am dus cu costumul ăsta, cred că la 100 de nunți. I-am spus, lumarce la mie altul, nu-mi trebuie până să rupe la guler. Deși cineva mi-a atras atenția că în toate filmările pe YouTube îți același costum, cu aceeași cravată. Seara asta mi-am schimbat-o. Măcar ceva. Da, de ce vrem noi o rochie nouă? Odată pentru că sunteți femei, nu vă judecăm. Deci dacă soția dumneavoastră are 10 rochi și mai vrea una, nu trebuie dusă la psiholog, trebuie mărs în mall. Ei, femeie, atât. Asta e o chestie că mă duc la foarte multe conferințe de familie și atunci, inevitabil, fac aluzie la așa ceva. Și ce s-a întâmplat cu Dina? Sihem, fiul împăratului Sihemului, o vede pe Dina în timp ce se plimba prin cetate. I-a căzut cu tronc, i-a plăcut, i-a furat cu una castității de pe frunte și Dina i ștearsă pentru totdeauna din istorie, niciodată nu mai este amintită în istorie. Devine până acolo și până acolo un personaj obscur, dar din momentul acela dispare din istorie, pentru că n-a rămas focalizată pe imaginea lui Dumnezeu. Când o biserică își pierde focalizarea, când un popor își pierde focalizarea, poporul acela își pierde ancora, își pierde echilibru, tendințele din vremea noastră este aceea de a apelarea resurse care nu țin de sfera divinului. Nu e important Dumnezeu între noi. Nu știu dacă ați observat târgul de Crăciun. Uh... Ce e aia târg de Crăciun? Niște căsuțe, lumini și oameni care rabdă fric pe acolo. S-a dus un reporter anul acesta la Cluj, târgul de Crăciun a fost cedat în favoarea celor de la Antold, care organizează și concertele alea ferească, Domnul. Și a organizat ei târgul de Crăciun, că o zice, voi aveți deja toată logistica necesară și, și l-a organizat. S-a dus un reporter printre oameni să întrebe dacă lipsește ceva la târgul de Crăciun. Era ceva de vis, cei ce au fost, așa au zis. Aș fi vrut poate să ajung, am trecut de câteva ori prin Cluj, dar eram prea obosit să mă opresc să vă lumini. Și au zis, nu, nu lipsește nimic. Și au întrebat pe câțiva, dar chiar nimic, ce lipsește? Și au zis, da, într-un târziu au zis reporterul, dar lipsește o imagine, măcar o imagine simbolică a sărbătorii pentru care ați făcut asta, familia sfântă, mama, Pruncu. A, zice, dar nici nu-i nevoie. De altfel am citit un comentariu, sper să nu fie adevărat, că într-o librărie au intrat două doamne și au văzut o machetă cu familia sfântă și una au zis presimt că religia se amestecă în sărbătoarea asta și ne-o strică. Că nu știau, n-au rămas nici românii focalizați pe persoana lui. Dacă reușești în seara asta să spui că el e mai frumos decât tine, ai câștigat. Da, 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 prietene drag, este primul lucru de necesitate maximă să recunoști în seara asta că frumusețea Lui stă în ceea ce a făcut pentru tine. Despre Hristos Domnul zice că nu avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, dar avea ceva ce ne atragea spre El. El a coborât în sfera umană, dragii mei, când niciunul dintre noi nu-L căutam. Și omului Dumnezeu zice, îmi ridic ochii spre El, pentru că ajutorul, dragii mei, vine de la el. Uitați-vă ce zice Psalmul 121, zice, îmi ridic ochii spre munți și cu privirea la munți am o întrebare, zice Psalmistul, de unde îmi va veni ajutorul? Doamne, înspre cine să ne îndreptăm în această fundătură în care am intrat? În haosul moral și spiritual în care trăim. Doamne, înspre cine să ne îndreptăm? Ferească Domnul să vă îndreptați înspre vreun lider. Îmi ridic ochii spre Dumnezeu și declar că nimeni nu-i mai glorios, nimeni nu-i mai frumos, nimeni nu-i mai special decât El, nici eu, nici dumneavoastră, nici unul de aici. El este cel mai frumos. O focalizare corectă ne trebuie, dragii mei. Când se denaturează focalizarea, atunci am pierdut tot. De-a lungul istoriei lui Israel găsim momente când poporul și-a pierdut ancora. Unii oameni deveneau mai importanți. Am observat că indiferent ce spun unii oameni, oricâtă prostii ar spune, după ce oamenii devin zei, dacă îți permit să contești ceva ce au zis, apoi să ferească Dumnezeu ce se întâmplă la comentarii. Nimeni nu-ți aduce un contraargument. Sunt oamenii cei mai slabi care nu sunt de acord cu tine, dar n-au contraargumente te desfințează cum îți permiți să-l contești pe cutare sau pe cutare. Ce se întâmplă? Un soi de vițel de aur. Pagubă imensă. De aceea mă sperie mersul acesta al vremurilor, că Dumnezeu devine secundar în preocupările noastre. Devine secundar în preocupările noastre. Plăcerea devine norma. Cartea judecători. Laid motivul cărții judecători este acesta. Așa să-și încheie cartea și așa și începe. Pe vremea aceea nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce i plăcea. Adică plăcerea era criteriu în baza căruia estimam realitatea. Dacă ne place, o fost bine. Dacă nu ne place, o fost rău. Știți ce se întrebau bunicii mei când veneau de la biserică? Avea o întrebare și un răspuns. Întrebarea e greu de analizat gramatical, pentru că întrebarea era următoare, zice, cum v-ați bucurat? Că fratele ne-a invitat prin salmi să ne bucurăm. Deci faceți diferența între bucurie și distracție, da? Nu ne-o chema Domnul să ne distrăm, ne-o chema să ne bucurăm. Bucuria așa are izvorul înăuntru, poți să iei toate lucrurile de afară, nu-i poți fura bucuria, că e izvorul înăuntru. Distracția, își are izvorul în afară, când s-o oprit, când s-o tăiat, începe hăul. Și de aceea, seara asta, am vrea să ne bucurăm, dar ce-i bucuria oare? De ce Pavel zice, bucurați-vă, iar zic bucurați-vă? Din pricina aceasta, dragii mei, că în mijlocul haosului în care intrăm ne putem uita la El. Și ce are El? Vă să aminte ce zice Evanghelia după Matei, o, o realitate extraordinară. Sunt ferm convins că o știți fiecare dintre dumneavoastră. Dar ce zice Apostolul, apostolul Evanghelistul Matei, zice el în capitolul 8, Zice, El veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. De aceea, seara asta, mai întâi v-aș invita să încercați să renunțați la dumneavoastră. Să renunțăm la noi, să ne vedem foarte mici ca să-L putem vedea în seara asta și în zilele astea pe Dumnezeu. El este cel care ne dă odihnă. Pentru că nevoile fundamentale ale bisericii, dragii mei, 1 Tesaloniceni, capitolul 1 și versetul 1, zice Pavel, Silvan și Timotei către Biserica Tesalonicenilor și uitați ce numește el o comunitate, asta e biserică. Ea se poate numi penticostală, se poate numi baptistă, ea se poate numi ortodoxă, catolică sau orice altceva, dar comunitatea aceea devine biserica lui Hristos dacă ea este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Este interesant de dezbătut care-i drumul, cum putem ajunge din lumea asta în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus Hristos. Iar cele două nevoi fundamentale ale Bisericii sunt har și pace. Dar observați că harul și pacea nu vin de la predicatori. De ce? Noi obișnuim să spunem așa a fost un har în seara asta. Au fost har sau s-au plăcut? Ce să te întreb la final, cum v-ați bucurat sau dacă ți-au plăcut? Copiii mei asta se întreabă clar. Bunicii mei se întrebau cum v-ați bucurat. Noi ne întrebăm, ți a plăcut? E o reeditare a cărții judecători. Dacă nu ți a plăcut, nu fost bine. Dar să presupunem că ar fi între noi un mincinos. Și noi am vorbit cât despre mincinoși, partea lor îi afară, e clar că nu o să-i placă. Și asta înseamnă că nu a fost bine? Îmi ridic ochii spre Dumnezeu, dar îmi ridic ochii spre Dumnezeul acela ca să-L identificăm, spre Dumnezeul acela care locuiește în ceruri. Deci mai întâi ne trebuie o focalizare corectă. Să rămânem cu mintea, cu inima spre Dumnezeu ca să putem renunța la noi. Că dacă nu intrăm într-o competiție oarbă, uitându-ne la alții, s-ar putea să fiu un prieten seara asta aici și să-mi indice 2, 3, 5, 10 pocăiți care trăiesc pe dos mi-e doare de orice om care nu trăiește sfințenia și pocăința și sunt ferm convins că frații sunt în asentimentul meu. Ei devin o povară uneori și greu de dus. Dar știți ce zice Costache Nu noi suntem calea sfântă, calea care duce în sus. Noi suntem doar călătorii, însă calea e Isus. Nu e o formă adevărul, nici în litere nu-i pus adevărul, e o persoană. Adevărul e Isus. Dumneavoastră, la cine v-ați uitat seara asta? Aș vrea să vă puteți uita la toți pocăiți de aici. Să spui așa mult, mulțumesc lui Dumnezeu că am aici un om, un reper în domeniul ăsta. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru un vecin pocăit cu adevărat. În umbletele mele am întâlnit o doamnă în timp ce era la Ambon, m-am uitat la ea și stătea cu degetele în urechi. N-am mai văzut în sutele de adunări în care am fost. N-am văzut niciodată pe cineva cu degetele cu amândouă, degetele în urechi. Tot timpul a stat așa. Cât timp am predicat și conturul de idei mi s-a pentru că mă tot uitam, mă atragea privirea, mă tot uitam, mă defocalizam de pe subiect pur și simplu. Am zis în sinea mea când se va termina biserica în hol, am să mă grăbesc să întâlnesc pe femeia asta și să o întreb care-i rațiunea poziția astea că n-am mai văzut așa ceva. Și atâta s-a fâstăcit prin hol și s-a -o ferit o și cu spatele și n-am putut să dau mâna cu ea. M-am dus acolo la o jumătate de ani, poate mai bine, și am văzut pe doamna asta în adunare. Și eu am spus păstorului, vreau să mă duc până în adunare. Mi-a spus, stai că începem într-un minut, nu nimic, mă duc în adunare, mă duc că vreau să mă întâlnesc cu cineva. M-am dus, banca era plină. Și i-am spus, da, dați-vă un pic, că bună oră, uite cum stau surorile aici, unde să mai pui încă o persoană? Am zis, da, dați-vă un pic. Și au făcut niște gesturi că nu-i loc. Dați-vă, am zis că vreau să mă așez lângă dumneavoastră. M-am așezat, m-am îndesat acolo. Am dat mâna cu ea și am spus, eu sunt predicatorul din seara asta, Marcel Bota mă cheamă. Și-a zis, da, vă cunosc, că doar ați mai fost aici. Am fost, am fost, dar nu m-ați auzit, i-am zis. Am văzut că a devenit așa curcan și am zis, spuneți-mi și mie, de ce a stat așa? Nu vă vine să credeți și mi-a răspuns. De frică, au zis. De frică cui? Păi de frică nu cumva ascultându-vă să mă pocăiesc. Cam am zis că nu mă pocăiesc. Dar de ce ați venit atunci? Păi am vecinii, mi-au zis vecinii trăiesc ca sfinți. Păi și nu vreți așa? Că despre asta e vorba. Nu știu dacă mai trăiește. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Seara asta am invitația asta. Renunță, te rog, la tine. Și uite-te la el. Nu-ți dai să nici tu cu sfințenia ta. Nu te lăuda cu smerenia ta. Uite-te la el. Zece poetul din cântare, când te uiți în ochii lui și îl vezi lăcrimând, chiar de ai fi dușmanul lui, te trezești plângând. Propuneți, ți roagă-te, Doamne, aș vrea să te cunosc pe tine. Niște greci venind la ucenici le-au zis: Am vrea să-l vedem pe Isus. El este cel mai frumos. Noi grupul de cântăreți nu o să fie predicatori. El e special, pentru că El a venit special pentru mine. Nimeni n-a luat povara vieții mele cum a luat-o El. Absolut nimeni. El s-a coborât din cer când nu mai era sorți de izbândă. El a coborât în lumea noastră, zice Galateni 4 cu 4, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, este imperios necesar să fie așa, născut din femeie, născut sub lege. Să facă ce, dragii mei? De aceea cel mai frumos, de aceea rămânem concentrat pe el, că niciun păstor n-a făcut ce a făcut el, niciun cântăreț, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege. Răscumpărarea are de a face cu îndreptățirea noastră, cu oferta aceea a calității mele de a merge legal înaintea lui Dumnezeu, să-i spun legal Tatăl nostru care ești în ceruri, ca să răscumpere, este o progresie teologică superbă, pentru ca să căpătăm în fierea. În fierea are cu apartenența de a face, să vin animă noi și să mă întorc a regelui. Aleluia. Și pentru că suntem fi, iată ce spun într-o biserică penticostală, dați textul acolo ca apoi să nu mă conteste cineva. Și pentru că sunteți fi, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Așa că dacă vreun baptist devine fiu, ce are și el? Duhul Fiului. Înțelegeți? Eu trebuie numai să mă preocup să dobândesc calitatea de fiu, ca apoi grija tatălui, știți care îi? Să mă înfieză și să pună în mine esența lui, Duhul Fiului. De aceea nu trebuie să te preocupi în seara asta că nu o să poți ținea, că El îți dă calitatea, esența Lui. Și tu nu poți, Da, El în tine poate. În umbletele mele sunt oameni care mă întâlnesc de prin zonă și zic, băi, tu ești al lui Lucrețea? Că așa o cheamă pe mama, Lucreția. Și eu așa extrem de evaziv răspund, da, de unde știți? Nasul tătia lui mama ta adică purtăm esența Lui. Când noi înfiem un copil, când noi înfiem un copil, Înfierea presupune calitatea unei persoane, dreptul unei persoane de a oferi unei terțe părți calitatea de a-i purta numele, fără să-i poată oferi esența. Adică dacă înfiez un copil și îl 20 de ani și după 20 de ani fac un test de paternitate, ce se dovedește? Că îmi poartă numai numele, dar nu i-am dat esența. Dar fiți foarte atenți, când ne înfiază El, știți ce se întâmplă? El ne dă dreptul să-i purtăm numele și ne dă și esența Lui. De aceea nu sunt de acord cu sfinți care trăiesc în lume. Că noi suntem o manifestare a celui care ne stăpânește. De aceea nu e adevărată lozinca, zice: mi am ieșit din fire. Nu, nu ți-a ieșit, ai intrat. Că dacă ieșai, erai duhovnicesc deja, dar ai intrat în fire. Și când intri în fire, apoi ai limbaj de grădină zoologică acasă. De aceea ne vom uita la el. Doi. Necesitate. Atitudine. Îmi ridic ochii spre Dumnezeu, dar mi ridic o anumită atitudine. Care e atitudinea? Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânului? Ochii roabei la mâna stăpânei ei. Focalizare, dar apoi ne trebuie atitudinea cu care ne uităm. Doi oameni s-au dus la templu să se roage. Unul era fariseu și altul era vameș. Diferență cel puțin sociologic și religios în vremea de atunci era colosală. Vameșii erau priviți ca niște trădători de niam, și fariseul era omul cel mai religios văzut în vremea de atunci. Și s-au întâlnit deodată la altar, la aceeași biserică, același comitet, aceiași slujitori, aceeași casa Domnului. Și s-au rugat amândoi. Unul, a invocat niște texte din Biblie. Auzi se despre post. El a crezut că dacă nu mănâncă de trei ori pe săptămână, asta înseamnă post. Postul nu e o lucrare a burții, zice Domnul în Isaia 58. E chestia aia, zice, și așa n-am mâncat până la 11, zice, cred că rămân pe jertfă astăzi. Să vedem cât rezist. Asta e blasfemie. Noi asta ce credeți? Că diavolul să sperie dacă nu mâncați? Nu, vă ispiteaște și mai tare, că deveniți irașibil când sunteți flămânzi. Dacă în citești Isaia 58, zice că în ziua apostului nu mâncăm pentru că suntem preocupați să dezlegăm legăturile robiei, lanțurile răutății, să dăm drumul celui asuprit și nu avem vreme să mâncăm, trebuie să încălecăm omul de afară ca să ne preocupe ăla dinăuntru. De-aia când postiți și sunteți tot la ceas, înseamnă că nu sunteți în luptă. E, e vorba asta la, în Maramure și în, Baia Mare, de ce n-am avut vreme nici să mănânc? E vorba asta. Nu, no, așa e în post. Atâta treabă ai că n-ai vreme să mănânci. Dar păi, dacă tu ești cu ochii la ceas, de ce mai am un ceas? Zice, și apoi mai țin, în conceas, zice, cred că rezist în conceas. Câtă ipocrizie, câtă falsitate să crezi că postul e o lucrare a burții. Sunt oameni care gândesc cu burta, așa o gândi și isac. O să să-i facă Esa o tocană, o ca să-l binecuvinteze sufletul lui. Numai cu burta plină poți, Isac. Ce au făcut tocana asta? O generat un prilej de înșelăciune, de oportunism. Vă aduceți aminte de Iacov și cu mama sa? O zis, am momentul că-i trebuie mâncare. Atitudinea a făcut diferența, dragii mei, în vremea celor doi la templu. De ce cel care a spus, ai milă de mine păcătosul mai degrabă, omul acesta s-a dus cu pace în suflet? De ce? Ce-a făcut diferența? Atitudinea a făcut diferența. Îi atitudinea aceea robului care trăiește în dependență de Dumnezeu. Când a izbucnit războiul în Ucraina, am citit un articol unde este Dumnezeu, să numește articolul? O femeie cu o sacoșă de plastic pe o bordură și lângă ea întrebarea asta, unde este Dumnezeu? Apoi un comentariu, l-am rugat pe Dumnezeu să evite tragedia, orice război este monstruos, cu dureri teribile, cu pagube incomensurabile pe toate planurile. Unde este Dumnezeu? L-am rugat și n-a venit Dumnezeu. Dragii mei, este extrem de dureros, extrem, extrem de dureros să-L interpretăm pe Dumnezeu în termenii aceștia. Să, să, să nu avem uh, imaginea aceea a unui, a unui Dumnezeu uh, reverențios, uh, cu toată compasiunea, dragii mei, față de oamenii care trec prin necazuri de genul ăsta. Nu poți să nu observi... Uh, uh, Derapajul cu privire la Dumnezeu Nu știu cum, cum ne-am pricopsit cu erezia asta Că cumva a, a, Dumnezeu e așa, e ca un, un borcan al lui Aladin Și când ai nevoie, numai pam, scos dopul și ies afară Ce ai tu nevoie? O mașină Ce ai tu nevoie? Încă o casă Ne-am rugat pentru sănătatea mea Frații s-au rugat cu sinceritate Dar nu-L putem obliga pe Dumnezeu că El e suveran, de aceea ne vom uita la El. Ne vom uita la El indiferent ce ni se întâmplă nouă. Că de aceea privirea la El, dragii mei, nu naște conflicte nici în adunări. Că tu te uiți la El, nu la tine, n-ai interese. Dezideratul final al existenței tale este El. Acolo ți destinația finală. Când nu El, tot ai probleme prin adunare. Ba nu-ți place cum te salută un frate, ba nu-ți place că n-ai ieșit în comitet sau ai prea ieșit, câți te-au votat, că nu te uiți unde trebuie de aia. Te tătuiți la rotă și de ai atât în cap, tot în cap. Sper să scoatem cât mai repede chiot de biruință, că ne-am ridicat ochii din huma lumii și ne-am uitat la el, dar cu atitudinea robului. Oare de ce nu ne-am întrebat unde-i Dumnezeu când n-am mai putut de bine, dragii mei? Oare de ce nu ne întrebăm când binele dădea pe supraplin? Atunci nu ne întrebăm unde este Dumnezeu, dar ne întrebăm unde-i Dumnezeu când ne lovesc bolile incurabile sau bolile de orice fel, ne întrebăm unde ești, Doamne, dar nu ne întrebăm când ne merge bine, pentru că uneori nu persoana ne interesează, ci profitul și asta este dezgustător în relația cu Dumnezeu. Doamne, nu ce ne dai vrem, ci îl vrem pe Dătătorul tuturor darurilor aș vrea să mergi cu el acasă seara asta. Atitudinea este determinantă cu care te apropii de Dumnezeu. Cu ce atitudine? Aceea a robului care e dependent total de Dumnezeu și niciodată robul nu-și poate îndatora stăpânul. Zice Domnul Iisus Hristos într-o intervenție pe care o are, zice când robul vine de la câmp, voi ce ziceți? Să așează robul la masă ca să-l slujească stăpânul? Nu, zice. Îl va sluji el pe stăpân și după ce va servi casa stăpânului, apoi va mânca și el. care e logica? Niciodată un rob nu-și poate îndatora stăpânul. Stăpânul a făcut tot ce-i de făcut pentru noi. Care e atitudinea care o aveți? Că s-ar putea seara să spune, dar ce mi-a făcut mie Dumnezeu ca să mă întorc la el? Dumnezeu trebuie onorat pentru cine este El, dragii mei, nu pentru ce ne-au făcut. Ce ne-au făcut, dacă vorbim despre ce a făcut, nu ce ne-au făcut, este ceea ce zice Pavel în Efeseni capitolul 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Greșeli și păcate în care trăiați o odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiine ascultării. Aflu din pasajul acesta că Lumea asta are un mers al ei și mersul acesta este dictat de cineva. Cadența lumii nu este cadența Evangheliei. Cadența lumii este cadența pe care Domnul Puterii Văzduhului o imprimă lumii. Și ce zice textul mai departe? Ce a făcut el? Între ei eram și noi toți o odinioară. Când trăiam în poftele firii noastre, uitați-vă ce se întâmplă când privirea nu la Dumnezeu, Uitați-vă ce se întâmplă când nu avem atitudine corectă față de Dumnezeu, nu rămânem focalizați acolo unde trebuie și cu o atitudine de rob. Când trăiam așa, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar ce s-a întâmplat, dragii mei? Dumnezeu care este bogat în îndurare, Bravă, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos prin har sunteți mântuiți. Amen. Ce atitudine să avem în seara asta, dragii mei? Ce să invoc înaintea lui Dumnezeu? Că eu aș fi făcut ceva și să cuvine ca Domnul să mă îndea? Nu, dragii mei, harul meu, citea fratele, îți este îndeajuns. Am o întrebare, că noi cântăm o cântare îndeajuns, mie, Doamne, poate chiar inspirată de aici, doar harul Tău. E adevărată cântare? Afirmația e adevărată. Da, e adevărat pentru noi. Ați acceptat seara asta să vă dau harul și să vă iau tot? Știți, noi când citim salmul 23, îl traducem românește, ne place cum l-a tradus Cornilescu, că las o doză de interpretare. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Cum traducem noi românii asta? Dumneavoastră, ce vă gândiți când citiți pasajul ăsta? Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Adică, voi avea iertatea. Da, asta zice psalmul? Nu. Psalmul zice, Domnul este Păstorul meu, el mi-suficient. Înțelegeți? Cu sensul acesta că nu poate fi ce mi dă mai presus decât cel care este. Pentru că el este Păstorul meu, el mi-suficient. A fi cu el îi mai presus decât a avea orice ți-ar da el. Și sănătatea, deși noi românii zicem că sănătatea e mai bună decât toate. Numai că ne contestă Biblia care zice, dar la ce bun să ai două picioare, două mâini, două ochi? La ce bun? Sănătos, tun? Zicea cineva, băi, Marcel, după 40 de ani, dacă nu te doare nimic, înseamnă că ai murit. Că i-am spus, uite, nu mă simt și eu am trecut de 40, oh. dar la ce bun? Ne rugăm pentru sănătatea noastră, dragii mei, că ne dă El dreptul ăsta. El e Dumnezeul oricărei îndurări, toate ei sunt supuse. Dar nu acceptați noua cultura creștinismului modern, care a făcut din credință un dispozitiv de a face valea asta confortabilă. Numai te dore un pic ceva ce hai că te rezolvăm. Îți merge prost cu un copil, ce rezolvăm, de ce mergem la grup de rugăciuni? Cum să sufi? Nu-i voie, cum adică? Să fie adevărat? Îi credința un dispozitiv de a face valea asta confortabilă? Ba cineva zicea că dacă n-ai în cont, nu știu câte zeci de mii sau sute de mii, nu știu că nici nu știu număra atâtea, nu ești credincios cu adevărat. Dragul meu, dacă ai, mulțumește lui Dumnezeu. Dacă nu ai, Domnul știe asta. Nu-i sărăcia o virtute și bogăția un viciu. Dar rolul credinței nu-i să facă valea confortabilă. Rolul credinței este să facă valea cu putință de trecut și veșnicia confortabilă. de -aia mă uit la el ca să ajung acolo și mă uit la el și când mă dor oasele și când abia merg și când n-am putut conduce și mă uit la el și când îi pierd pe cei dragi. Continui să rămân focalizat că el e cel mai frumos! Și când viața e urâtă și mă uit la el cu atitudinea robului, că Dumnezeu n-are datorii față de mine, atitudinea robului, și ne vom uita cum să uită ochii robului cu atitudinea dependenței totale de stăpân, cu mulțumirea ceea că m-a acceptat rob la curtea casei regale. Așa ne uităm la Dumnezeu. Da, până când? Ce zicem noi românii? Cât țin o minune? Trizilor, zile ori. De unde am luat asta? Astăzi, în generația noastră, îmi se pare că nu cam o zi. Hai să vă pun o întrebare. Nu ridicați mâna, dar puneți-o în inimă. Ați spus vreodată cuiva care a zis, uite, trec printr-o situație. Să-l fi sunat pe nerul să spun, uite, îți foarte... am și sunat, că am vorbit, e foarte bolnav. Și să zici, ne rugăm pentru tine. Și tu nu te rogi. E chestia aia pe WhatsApp. ne trimisă. Măi, nu, nu le trimite acolo, nu umple memoria, că eu le diletez din start, așa, dilitol, all... fără drept. Nu acolo îmi pune tu mâinile. Tu, tu pune-te lângă pat, îngenunchează și pune mâinile. El nu le mai pune, mi-o trimis pe WhatsApp. Cred că Dumnezeu deja a văzut că eu o zice, n-am vreme. Ați zis cuiva, ne rugăm pentru tine. Și nu te-ai rugat. Ce zice pasajul ăsta? Ne trebuie concentrare, ne trebuie atitudinea robului și ne trebuie consecvență. Consecvență. Ai zis că să o să-L iubești pe Domnul toată viața ta și că te vei duce cu El până la moarte. Cum ești azi? E greu să vii la biserică toată seara, deși e o celebrare a puterii Evangheliei lui Dumnezeu. Ne trebuie consecvență. Te-o jigni cineva în curte, o parcă pe locul tău. Uneori mă uit în adunare și la noi că mai puțini și face cineva semn. Ridicați-vă, vă rog, să vină un prete. Nu vrea. Ăla-i locul lui. L-ai cumpărat sau ce? Nu se ridică. O vine cineva să faci că să uită într-o parte. Nu te-am observat. Inconsecvențele nedor. dor. Îs aici cu unul din băieții mei, cel mai mic din cei cinci, cu Darius, când mi-o trăi șofer. Când era așa mai mic și astăzi îl mai întreb, da? S-au schimbat lucrurile. Ei, Darius, s-a învățat? Lua așa un ton baritonal ca să fie credibil da. Băi, e sigur? Da. Adă cartea. Ce stai să mai citesc o dată. Cred că de aia l-a întrebat domnul de trei ori și pe Petru. Nu știu cum o răspuns a treia oră, dar în orice caz a treia oră o răspuns așa incredibil. Toate le știi. Toate le știi. Tu, tată, toate le știi. Am crezut că le știu eu, dar le știi îi spuneam lui Darius venind, uite, nu așa să iau o curbă, mă uitam la el că zicea, ce zice, cred că nu, nu mi-a răspuns niciodată, uite, fă așa, pune așa. Deși Dumnezeu mi-a dat niște copii cu minți, n-am fost când s-a născut niciunul, când s-a născut n-am fost pe acasă, dar au crescut cu minți, că au avut Domnul ei. n-am niciun merit în abordarea chestiunii astea. Uneori avem tendință să nu fim consecvenți. Ai promis lui Dumnezeu anul trecut că anul ăsta vei citi Biblia, că o vei mânca pe Să aduc aminte că ar trebui să fii prin deuteronom. Cred că te-ai încălcit într-o spiță de neam din Genesa. Ești în gropa ta acolo, să te prindă Crăciun acolo. De ce nu ești consecvent? ai zis că nu o să mai permiți anul ăsta imixtiuni în viața ta de pocăință. Chestiuni care sunt la limita moralității în relația cu statul în afaceri. Că nu o să-ți mai permiți cu tare, cu tare, că nu o să mai fie pocăința aceea formală. Deja să termina a doua lună, n-ai început încă. Ai zis că nu o să-ți mai permiți la cor să lipsești, că o să tratezi cu maximă seriozitate onoarea care ți-a dat-o Dumnezeu să cânți laudele Lui. Găsim oameni tot mai rar care să vină la cor. Nu suntem consecvenți. Poate ești un prieten aici, a de ani și ani. Ai promis lui Dumnezeu că nu va mai trece. Doamne, ne vom uita la Tine și azi, și mâine, și poi mâine. Ne vom uita și săptămâna viitoare, dacă o trăi, Nu ne vom lua ochii de la Tine și vom rămâne cu atitudinea robului, indiferent ce se întâmplă. Este un om în Biblie care în zilele bune s-a uitat la Dumnezeu și Dumnezeu a zis despre el, nu-i nimeni ca el pe pământ. Numele lui este Iov. Și zilele bune au trecut și a intrat în furcile caudine ale suferinței. A coborât în voi, în tenebrele întunecoase ale suferinței a hăului. Și acolo, în mijlocul suferinței lui, a strigat din toți plămânii cu toată inima, Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui să fie binecuvântat, nu o să, -o să mă opresc, zice El, să-mi iau privirea de la Cel ce este cel mai frumos. Trăiește frumos Iov, dar cel mai frumos îi Dumnezeu. De aceea El va spune în, Psalmul 40, în Iov 42 cu 5, urechea mea o auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut și când te-am văzut, am realizat cât sunt de mic. Când nu-l vedem, avem ifosă de oameni mari. Când l-am văzut, ne facem mici. Ocul meu, ochiul meu te-a văzut. Mi scârbă de mine. Și cel mai neprihănit om de pe fața pământului al vremii devine foarte mic și are nevoie de pocăință și rămâne consecvent în relația lui cu Dumnezeu. Și Apostolul Pavel întreabă cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care ne-a iubit ieri, care ne-a promis că ne va iubi azi și mâine și că nu va lipsi din viața noastră uh, oricâte zile ar avea ea. Și uh, ar trebui să răspundem cu aceeași monedă. În seara asta, înainte să plecăm acasă. Aș vrea în adâncul ființei tale în prima zi de evangelizare. să spui, Doamne, te rog să, să, să ierți gândirea mea slabă. Iartă-mă, Doamne, că am crezut că sunt prea important ca să mă întorc la Tine. Am crezut că sunt prea religios, prea credincios ca să mă uit în fața Ta să-ți văd maestatea. Când un om îl vede pe Dumnezeu să întâmplă trei mari lucruri în Isaia, capitolul 6, Isaia, profetul, el deținea Deținea oficiul profetic al vremii de atunci. Și, zice, în, în, în capitolul 6, zice, în anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul. Și când l-a văzut pe Domnul s-a petrecut în el o stare de, de profundă, profundă capitulare, de cercetare. Și zice el, cum l-a văzut? Zice, am văzut pe Domnul șezând cel mai frumos, pe scaun de domnie foarte înalt, poalele mantei lui umpleau templu. Și ce s-a întâmplat atunci? Serafim stăteau deasupra lui, fiecare avea șase aripi, cu două și acopereau fața, cu două și acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul, uh, unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduia ușorii, ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, înțelegeți de ce e important să ne uităm la El în seara asta. Nu la predicatori, nu la cântăreți. Atunci am zis, când i-am văzut maestatea și gloria, i-am zis, vai de mine, sunt pierdut. Nu e important discursul, dragii mei, ci lecția, nu retorica. Deși lăsați textul aici, deși Aristotel zice în celebra lucrare retorica, că o retorică sănătoasă se clădește pe trei piloni, etos, patos, logos. Etosul ține de ce suntem, logosul de ce spunem și patosul cum spunem, Uneori rămâne numai patos, lipsește etica și lipsește logosul. În vremea noastră discursul a devenit mai important decât lecția. Lecția superbă de la întâlnirea cu Dumnezeu, când l-am văzut, am zis sunt pierdut. Este o profundă cercetare. Seara asta, stând acolo unde stai, uită-te la maestatea Lui, nu la slăbiciunea mea. Uită-te la El, și când să se întâlnesc ochii ca lui Petru să-ți aduce aminte că o cântat cu o baia mare și ți au spus că și tu ai nevoie urgentă, că îi lepădare, că îi străinare că ai nevoie de Dumnezeu. Lucrurile s-au petrecut când s-au intersectat privirile. Prima realitate e asta că sunt un om cu buze necurate, sunt un om pierdut, un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot la fel ca mine. Doi, zice, dați textul mai departe, zice Isaia că s-a mai petrecut ceva, s-a produs un moment de sfințire. Că așa produce cercetarea, când îl văd pe Domnul, mă prăbușesc și am parte de ridicarea aceea Domnului. Mă rog, în seara asta să nu-ți fie frică, oricât de, de adâncă ar fi prăbușirea ta, când îl vezi pe el să produce momentul acesta de sfințire profundă. Un înger a luat jeratic, cărbune aprins în mâna pe care îl luase cu cleștele de pe altar și știți ce a făcut? I-a atins buzele profetului. Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, neregiirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Este al doilea adevăr când ne întâlnim cu Domnul. Și este și al treilea, dar stai să meargă. Zice, am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Este un moment de dedicare, de cercetare, este un moment de sfințire și un moment de dedicare. Dacă cel care călătorește de ani și ani ți-ai pierdut dedicarea, numai tu știi ce trăiești. Mă rog, Domnul, să ne cerceteze. Amin. Nu știm dacă ne vom mai vedea. Dar dacă îi vedem aici fața, la marea întâlnire din pricina acestei preîntâlniri, Dumnezeu îți va spune, rob bun și credincios, nu rob bun și de succes, fiți foarte atenți. Dumnezeu răsplătește credincioșia. Aș vrea baia mare să se întoarcă la Domnul. Nu știu dacă o să reușiți să faceți asta, dar fiți credincioși. Că Dumnezeu va răsplăti credincioșia. Dacă te o chemat la cântare, cântă. Fi credincios. Dacă te o chemat la amvon, fi credincios. Dacă ai o orice altă slujire, fi credincios. Că istoria aceasta va culmina cu această poftire a lui Dumnezeu. Robun și credincios. E tot ce vreau să aud în ziua aceea. Așadar, dacă nu ne mai vedem sub soare, sfârșitul nu e aici. Va fi la mare întâlnire. Oare ne-am putea da întâlnire dacă auziți că am plecat, că n-am ajuns acasă? Trebuie să vă aștept că nu intrăm noi pe rând acolo să intre deodată, într-un mod triunfal. Ai nătește aceasta? Dacă nu ai, uite-te la el. El este mielul fără cusur cel care ridică păcatul lumii. Uită-te ca un rob, nu ca un erou, ca un rob, că ți-a dat onoarea să slujești la curtea regală, ca un rob. Și apoi îți va spune într-o zi, fiu, când vei ajunge acasă. Și ascultați-mă, uită-te până la capăt, până când mila, îndurarea se va manifesta de plin, și vom fi eliberați de toată slăbiciunea aceasta umană și va începe dimensiunea aceea nouă în veșnicie. A Dumnezeului nevăzut să fie toată slava în biserică și pretutindeni. Amin. Și El să rămână cu noi și astăzi, și mâine de va mai fi o zi, și poi mâine, și toată viața noastră. Amin. Amin. Amin.